Bună! Sunt Navi și vă spun bine ați venit pe vlogul meu. Dacă sunteți noi aici, știți ce aveți de făcut. Subscribe, pentru că am un feeling că o să vă placă de mine și am vreo 10 minute la dispoziție să vă demonstrez. Dacă nu sunteți noi pe aici, atunci probabil o să mă certați că tot spun că am să postez mai des și niciodată n-o fac, mea culpa. Știți, sunt genul de om care spune aș vrea să fiu mai prezent aici, aș vrea să postez mai des, dar life gets in the way. Și atunci când mă așez într-un final în fața camerei să povestesc cu voi, se adună atât de multe lucruri încât nu știu ce să spun prima oară, unde să încep, unde să termin. Long story short, am filmat un videoclip, se numește Universuri Paralele, l-am filmat acum o lună și puțin. Este montat, colorizat, împachetat cu fundiță roșie și gata să plece spre voi, iar cât de curând voi avea vești și în acest sens. Foarte, foarte curând. Așa că rămâneți aproape. Între timp, ce să vă zic, mă țin de planul alimentar și de fitness shapes pe care îl fac sub îndrumarea Andrei Monteiro și am și aici niște vești legate de evoluția mea, să zic așa, după operație de gastric sleeve, care a fost în 2018. Zic pentru cei care nu știu că poate în toată lumea a urmărit seria mea de vloguri despre sleeve, am să las link și pentru aceasta în descriere. Da, deci am făcut în toamna aceasta analizele de 2 ani, practic. Le-am făcut la 2 ani și 2 luni, 3 luni, ceva de genul, pentru că acum fiind toată chestia asta cu pandemia, se mai amână lucrurile, se mai mută programările, etc., dar le-am făcut și au ieșit foarte bine. Nu, o să vă zic sincer, nu am fost surprinsă, pentru că știam că mă simt extraordinar, știam că am făcut totul exact așa cum domnul doctor chirurg și-a dorit și așa cum doamna doctor nutriționist Oana Dumitrache și-au dorit și m-au îndrumat să fac. Am luat toate pastilele, toate vitaminele, am făcut, consider eu, exact ce trebuie, am mai făcut și fitness pe lângă. Practic, analizele au ieșit super, super bine, adică cei care zic că, nu știu, atunci când te operezi, ajungi neapărat să te confrunți cu deficiențe, nu au neapărat dreptate. Mi-era frică că o să întâmple chestia asta și că o să ajung, nu știu, să am nevoie de injecții cu fier, cu B12, cu ce să faci injecții. Din fericire pentru mine, am cel mai mare B12 posibil, adică e super gras acolo, e foarte mult B12, ceea ce pentru o ovo-lacto-vegetariană ca mine e o surpriză plăcută. Și aici ar mai fi un news pe care cumva trebuie să vi-l spun și să ating subiectul ăsta. Nu mai sunt chiar ovo-lacto-vegetariană. De când sunt în programul Shapes am început să cam flirtez cu peștele și să-mi cam placă. Prin urmare aș fi, cred că, un fel de pescatariană. Nu știu, nu o să intru acum în detalii pentru că încă procesez și eu chestia asta, informația asta, adică faptul că m-am îndepărtat cu totul de partea asta de pește și de produse care vin din mare, dar acum am revenit. Nu știu ce să zic, îmi place, peștele era singura carne de care mi-era dor, adică de vacă, de porc și așa nu m-aș atinge nici plătită, de pui, curcane, tăcâm. Dar de pește mi-e drag și probabil a contribuit și el la nivelul analizelor mele, deși erau bune și pe vremea când nu mâncam pește. I do not know, ideea este că sunt foarte bune. Singura chestie care m-a nemulțumit cumva la controlul de 2 ani a fost că știți că se face acea osteodensiometrie, DEXA se cheamă, care îți măsoară, să zicem, cât de grele sunt oasele, cât e procentul de grăsime, cât e procentul de masă musculară, etc. Și eu mă așteptam, adică știu că am făcut fitness în ultimii 2 ani, știu că am fost ok și că am mâncat ok și că am fost cu minte, mă așteptam să am mai puțină șuncuță. În fapt, am 28,2% șuncuță. Nu-mi place acest lucru. Prin urmare, o să trag un pic și mai tare de mine pentru că vreau să am un rezultat și mai bun. Asta pentru mine, pentru sufletul meu, pentru felul în care, nu știu, mă văd eu, mă percep eu. Bine, am pornit de la aproape, nu știu, 50%. Chiar o să mă uit în dexele vechi și am să vă spun la un moment dat. Deci am pornit de la, nu știu, cred că peste jumătate eram șuncuță. Bine, șuncă de calitate, șuncă de Praga, dar era șuncuță, șuncă presată, bățel, șuncuță. Și încă am 28,2% șuncuță în condițiile în care recomandat pentru vârsta mea de la gastric sleeve încoace, deci pentru 2 ani ar fost în 25%. Mai tragem de la 3% să fie bine. Legat de programul alimentar, ce pot să vă zic, am primit foarte multe întrebări pe Instagram. De ce, legate de aspectul ăsta, de ce dacă m-am operat de gastric sleeve și mănânc ok și știu că sunt bine cu mine, am avut nevoie și de un program specializat de nutriție și fitness? Răspunsul și adevărul din spatele chestii astea este că am luat-o ca pe provocare, unul la mână, și doi la mână am avut toată viața o relație cumva disfuncțională cu mâncarea. Și acum când în sfârșit pot să mănânc, of course, cu moderație din tot ce aș vrea sau așa, vreau să învăț cât mai bine să fac alegeri sănătoase și clar am nevoie de îndrumare în sensul ăsta și vreau să ajung să nu mai fie frică de mâncare. Iar prin intermediul și datorită Andrei Monteiro am reușit să descoper niște rețete și niște chestii la care nu m-aș fi gândit niciodată, niște combinații, să-mi ies din zona de confort
și să învăț să fac chestii foarte ok pentru mine și pentru soțul meu. Ceea ce recomand oricui la un moment dat, chiar dacă aveți sau nu probleme de greutate sau mai ales dacă sunteți super ocupați, ocupate sau așa, să încercați măcar o lună cu un specialist în nutriție. Bine, pe Andreea vă recomand for always, din toată inima, dar încercați măcar o dată să vedeți ce va recomanda un specialist, în ce direcție v-ar duce și cum v-ar scoate din zona de confort. Poate fi o experiență în sine. Again, chiar dacă nu aveți neapărat multe kilograme de pierdut sau vreți doar să faceți un pic de ordine în meniu. Și pe tema asta, acum e ora, nu știu cât e ora. Sunt foarte curioasă. Este 10. Dar poți să zici cu voce tare, este NMC, prietenul meu cel mai bun în spatele camerei. Suntem și la el la studio astăzi. Am campat puțin aici astăzi și pentru că am campat aici, mi-am adus și cina la pachet. O să vreau să vă arăt exact ce am avut la cină în programul Shapes de azi, azi fiind joi. Era halumi cu usturoi și cu spanac și pentru că terminasem, bineînțeles, spanacul, l-am terminat în salata de la prânz, așa, aici avem niște halumi făcut la air fryer, pur și simplu le-am tăiat mărunt, le-am pus acolo. That's it. Am spălat înainte cu puțin ulei de cocos, deci nu e nimic ulei gătit, prăjit, etc. Avem o roșie pe care o să o tai mărunt și niște ceapă. And that's about it. Asta o să fie cina mea. În grame e undeva pe la 120-130 de grame, cam atât mănânc eu regulamentar după Steve, la 2 ani. Și iubesc halumii. Pentru cei care nu știu, halumii este o brânză cipriotă cu temperatură foarte mare de topire. Pur și simplu este crispy, crocantă pe exterior și când o muște așa senzația că se topește în gură, este un deliciu. E plină de proteine, e foarte nutritivă, îți dă energie, este ceva frumos de tot. Să pun cutiuța la loc. Și pentru că tot am intrat în zona de mâncărică și de essentials și de chestii din astea pe care nu le-ai cumpăra neapărat dacă te duci în supermarket, dar cumva atunci când încerci să ai o viață sănătoasă, te lovești de ele și ai nevoie de ele. Am primit un colet de la prietenii de la biosano.ro. Este un site unde o să găsesc o grămadă de produse naturale, bio și nu numai, la prețuri foarte ok. Mi-au trimis în dar câteva chestii pe care eu cu mânuța mea le-am ales de pe site-ul lor și aș vrea să vi le arăt și vouă. Nu este conținut neapărat sponsorizat, dar mă simt obligată să vă semnalez că este un gift din partea lor și vreau să împart cu voi aceste produse, vreau să vă povestesc puțin despre ele și despre ce vă place, puteți să mă întrebați voi mai multe. Așa, în primul rând, pentru că sunt consumatoarea numărul 1 de proteină, avem două tipuri de proteină, una cu vanilie, una cu ciocolată. Aceasta este cu proteină din zer, deci este pe bază de proteină animală, practic, iar cea din ciocolată este pe bază de proteină extrasă din mazăre. Partea interesantă la pudra asta proteică este că înainte nu m-aș fi uitat neapărat foarte atent la o pudră cu vanilie, I'm a chocolate lover all the way. Dar am zis, bă, hai să-mi ies din nou din zona de confort să încerc și chestia asta. Este absolut delicioasă, în shake-uri sau puteți pur și simplu să o consumați simplă. Am să încerc să o bag și în niște prăjituri, pentru că da, în programul Shapes duminica ne este recomandat un desert sănătos și atunci de ce să nu fac ceva drăguț cu asta? O să vă zic cum iese. Poate niște muffins proteice sau așa. Cea de ciocolată este chocolate creme, de fapt. Și chiar dacă există mitul ăsta, pe care eu personal nu cred, că proteina din vegetale este mai puțin eficientă decât cea din produse animale, nu știu, asta doar un doctor ar putea să vă zică. Pentru mine e aproape același lucru, e proteină, I regard it the same way și încerc să o integrez la fel de bine în alimentația mea și dacă poate să aibă și gust bun, I'm very happy about that. Pentru că vă tot vorbeam de cocos, uleiuri de cocos, pe cel pe care l-am în formă de spray, îl folosesc la greu, dar l-am luat și pe acesta, care este ulei de cocos bio. Andreea ne cere în programul Shapes destul de adesea să folosim, în special dacă este care se fac în tigaie, să folosim ulei din ăsta de cocos și să evităm pe cât posibil uleiul ordinar de floarea soarelui. Niciodată nu mi-a plăcut de el, deci pot să zic că nu-i simt lipsa. Și pentru persoanele care sunt foarte așa gospodine și așezate, s-au obișnuit întotdeauna cu floriolul și alte chestii din gama asta, vă zic sincer că există viață și dincolo de uleiul de floarea soarelui și e o viață foarte bună. Plus că ăsta în care este extra virgin se poate folosi foarte mișto și în loc de cremă de corp. Eu n-am avut probleme deloc cu pielea după sleeve și multă lume m-a întrebat ce am făcut. Singurul lucru pe care l-am făcut și este singurul, pentru că sunt o persoană foarte, să zicem, pasionată momentan de creme și de chestii de genul ăsta, pur și simplu mi-am dat cu ulei de cocos extra virgin peste tot pe corp când mi-aduceam aminte și aia a fost. Pielea mea s-a simțit excelent după asta. Bine, costam să gătesc, am să fac niște mâncare, nu o să-l întind pe mine, deci probabil ar fi fain, dar nu. O să-mi cumpăr altul, unul mai mic, mai simplu și am să fac asta cu el. Ok, din seria slăbiciuni vinovate, untul de arahide. Deci puține lucruri pot să zic că
încă îmi dau starea aceea de a-mi lăsa gura apă, dar untul de arahide este unul dintre ele. Pesta care este ideea de la brandul Vivio, scrie că este crunchy, el din păcate pentru mine nu, și din fericire pentru el că așa a mai rămas în borcan, nu este crunchy, este chiar destul de smooth, aș putea să spun, și atunci nu-l consum în cantitate, adică atât de des pe cât aș fi consumat unul crunchy. Îmi place, îmi place tare mult și mai ales pe o galetă de orez sau pe ceva care deja este crunchy, ăsta micu merge de minune. Deci chiar e foarte bun. Pentru că v-am spus despre cocos, unul dintre deserturile mele preferate ever este banana bread și pentru zilele leneșe de duminică împreună cu soțul meu, de multe ori alegem să facem cât un banana bread micuț și să-l ciugulim împreună la un film, pentru că nu vreau făină ordinară și obișnuită, o să facem cu făină de cocos, am și făcut deja de câteva ori, iese super tare. Și ce să zic, e mult mai... Da, e mult mai pe healthy, mult mai pe ușor, mult mai pe lejer. Știi ce vreau să zic? Ok? Tot din seria substitute și healthy food swaps ar fi și faptul că atunci când am băut deja 5 cafele într-o zi, așa s-ar putea foarte bine să fie un matcha. Nu știu câte știți despre matcha, dar dacă nu știți foarte mult, vă recomand cu toată inima să citiți. Să mergeți întâi în București, cel puțin sunt cafenele, terase, mă rog, unde se servește ceai de matcha. Gustați-le acolo, vedeți dacă vă place. Și dacă vă place, vă recomand cu mare, mare căldură să vă luați și pentru acasă. Este un substitut foarte bun și gustos și sănătos pentru cafeină. Cofeină. Și chiar îți dă energie. E altceva, plus că arată magnific în pahare și să nu mai vorbim de factorul instagramabil. Dar da, life is good with matcha at hand. Ultimul, dar nu cel din urmă, pentru că am tot vorbit, multe lume îmi întreabă ce fac atunci când mi-ar fi poftă să mănânc ceva dubios sau ceva iurea sau ceva care nu-i cazul să mănânc și nu mă ajută cu nimic. Răspunsul meu este fiecare dată, îmi fac un ceai interesant. Și ce ar putea fi mai interesant decât un yerba mate, care este un ceai sud-american, tradițional practic, cu o istorie foarte, foarte lungă în spate. Frunzele astea de ceai conțin foarte multă teidă, cofeină, substanțe care îți dau energie. Și faza cea mai mișto este că în acest pachetel pe care sper să pot să-l desfac bine, da? Deci avem o dată ceaiul acesta de la Intenson, este ok, este ambalat resigilabil, deci puteți să nu e nevoie să-l transferați în alt recipient sau ceva de genul ăsta. Este 100% raw, natural, vegan and pure, normal, just the way we like it. Și partea cea mai drăguță care mi-a plăcut super, super, super mult este că vine cu un recipient tradițional de servit acest ceai, o bombia se numește, și un pai care este metalic 100%, mă rog, e paiul și un alt asta care storcești frunzele înăuntru ca să iasă ceaiul. Încă n-am preparat, nu știu, trebuie să mai citesc un pic, dar partea cea mai drăguță este că e un pai metalic, deci... Again, să avem grijă un pic și de mediu. Și mi se pare că arată așa foarte, foarte funky. Abia aștept. Deci duminica asta cred că o să fie cu desert banana bread cu făină de cocos și regulamentar la o oră după aceea un toast cu ierba mate. Ce să mai zic eu vouă? Sunt foarte, foarte multe de zis pentru că sunt mereu întrebată, practic, aceleași lucruri despre operație, dacă, nu știu, dacă mă simt moleșită, dacă mă simt anemică, dacă n-am energie, oriunde. Eu azi, vă zic sincer, sunt a doua zi din perioada delicată a lunii, oată, nu știu dacă un amănunt pe care lumea trebuie să-l postească pe blog, dar ca idee și ca referință, da, majoritatea fetelor, în a doua zi, mor, nu mai pot, așa, eu, în a doua zi, antrenament de picioare, după care zi de filmare, după care, adică, E chestia asta, știi? Ai un vibe, ai un șpanc, ai o chestie. Și pentru mine treaba asta, faptul că o știu și o simt și că se vede și în analize, este ceva absolut neprețuit. Și ce vreau să mai zic, apropo, deci tot razant, așa vlogul ăsta să fie o ciorbă, o ciorbă de toate, dar o ciorbă cu legume, este că... ce vreau să zic? Da, amnezie temporară. Așa. Pentru că îmi place foarte mult să răspund la întrebările voastre și pentru că simt că pot să ajut și să give back cu toată chestia asta, cooperația, am acceptat invitația celor de la Ponderas, cei de la spitalul unde m-am operat eu, de a face parte din programul lor de ambasadori. Este un program de voluntariat, unde practic eu și mai multe persoane publice și nepublice care și-au făcut această operație, deci pur și simplu oameni care vor să vorbească despre experiența lor, vom răspunde în fiecare săptămână la telefoane ale voastre, cei operați sau neoperați sau care au întrebări despre procedura asta de gastric sleeve. Și pur și simplu vom discuta cu voi, o să ne puteți pune întrebările voastre. Nu știu încă exact procedeul sau cum se va face. Se va suna la un număr la ei în centrală și pur și simplu cine trage lozul norocos o să ajungă și la mine. Sau mă rog, eu trag lozul norocos
pentru că voi ajungeți la mine. Ați înțeles ce vreau să zic. Deci, long story short, o să fie un număr unde să puteți suna și dacă avem noroc să fim pe aceeași lungime de undă în același timp, o să fiți pasați la mine și o să-mi puteți spune toate întrebările voastre despre operație. Eu am vorbit mereu deschis despre chestia asta și chiar mă seacă maxim când văd ca anumite persoane publice care au și zis că și-au făcut operația. După aia merg și fac reclamă la cer de slăbiță, la chestii dubioase sau, adică e o linie foarte fină, știi, pe care poți să mergi. Odată ce ai făcut chestia asta, ți-ai asumat-o public, zici, da, m-am slăbit nu știu câte zeci de kilograme făcând chestia asta cu micșorarea stomacului, n-ai cum să te mai întorci să zici, știi, de fapt, eu am dat jos 50 de kg, dar la mine n-a mers, așa că acum iau ceaiurile astea și pastile astea care îmi blochează foamea sau... whatever. Nici nu vreau să știu, în fine, nu vreau să intru în discuțiile astea, pentru că tind să devin destul de passionate about it și nu neapărat în cel mai constructiv sens. Ce mai vreau să vă zic? Da, dacă vedeți totuși reclame dubioase cu mine pe internet, pentru că se întâmplă încă, sunt dubioși de la Idealica, o să vă las link în descriere și despre toată povestea și tărășenia care a fost cu ei. Again, eu nu am acceptat niciodată să fac reclamă la absolut niciun produs de slăbit sau ceva de genul ăsta, pentru că am zis clar din prima ce am făcut. Și apropo de link-uri pe care am să vi le las în descrierea acestui video, vor fi și cele pentru Biosano, ca să puteți să vă luați de acolo produsele astea frumoase. Again, nu sunt neapărat pe modul facem reclamă. Dacă am găsit ceva ce-mi place, ce are gust bun, ce poate fi folositor, take it away, please! Da, și ce mai vreau să vă zic așa, în semi-încheiere, cum ar veni, este că îmi imaginez că e super greu cumva pentru noi toți cu perioada asta, cu carantină, cu semi-izolare, cu restricții pe care trebuie să le respectăm pentru că nu avem ce să facem dacă vrem să scăpăm de mizeria asta, de pandemie. Și îmi imaginez că vă este greu și sper doar că, nu știu, muzica mea, puțin din vlogurile mele, puțin din felul în care încerc să fiu aici prezentă, măcar acolo 0,01% dacă ajută pe cineva sau îi face ziua un pic mai frumoasă, eu mă simt un om mai fericit la finalul acestei zile. Am să încerc să vă dau muzică nouă cât mai repede și cât mai multă. Lucrăm la atât de multe chestii pe care aș vrea să vi le dau pe toate deodată. Pur și simplu să apăs butonul acela de upload și să-mi împart muzica cu voi și să știu că tot ce am clocit în anul ăsta iese la suprafață și înflorește. Dar lucrurile nu funcționează așa, după cum știți, și prefer să am un pic de răbdare și un pic de timing și un pic de echilibru și să vă dau lucrurile așa cum le meritați, cât mai frumos, cât mai lucrate, cât mai polișate. Și până atunci vă rămân alături pe Facebook, unde mă găsiți Navi, sau facebook.com/NaviSongs. La fel sunt și pe Instagram, vă las oricum link-urile în description. Și dacă vi se face dor de mine, puteți să-mi scrieți oricând sau să mă căutați aici pe YouTube, puteți să-mi lăsați un comentariu în care să-mi spuneți despre ce v-ați dori să mai vorbesc în vlogurile mele sau absolut, absolut orice vă trece prin cap. Și acestea fiind zis, să vă doresc o seară faină sau o zi faină sau ce oră fi la voi. Aveți grijă de voi, stay safe, stay cozy și mâncați frumos, mâncați sănătos și iubiți din toată inima.